continuăm azi periplul jurnalistic în județul Caraș-Severin, patronat de Ayatollahul Sorin Brânză Verde. În ultimii trei ani, zeci de primari, funcționari, șefi de instituții sau apropiați ai baronului Brânză Verde au fost săltați de procurorii DNA. Procurorii se apropie periculos și sigur de Brânză Verde. Până Ayatollahul ajunge să dea cu subsemnatul, haideți să vedem lista de penal de la Caraș. Numai unul și unul. Adrian Chebut este o cunoștință veche a șefului CJ Caraș-Severin. Liberalul Brânză Verde a fost angajat de Chebuțiu ca și specialist IT, cu ghilimele de rigoare, la uzina UCM Reșița, unde Chebuțiu era director. Se întâmpla în perioada 2006-2007, în care Brânză Verde și-a pierdut funcția de ministru al apărării în guvernarea Tăriceanu. Brânză Verde era șomer, iar prietenul Chebuțiu i-a dat câteva mii de euro pe lună drept ajutor. Firește, Brânză Verde i-a fost recunoscător pe este ani acestui Chebuțiu, care a fost implicat în numeroase dosare. În ianuarie acest an, Chebuțiu a fost arestat pentru devalizarea peste 17 milioane de euro din patrimoniul uzinei. Chebuțiu nu ar fi achitat datoriile UCM Reșița, care fusese reeșalonate inițial de către stat. Plecarea precipitată a lui Brânză Verde din PDL la PNL în primăvara anului 2012 are legătură evidentă cu declanșarea la Caraș a mai multor investigații. Numele lui Brânză Verde a fost vehiculat în scandalul de corupție Moldomin. Acest dosar afectează siguranța națională din cauza unei companii din Serbia denumită Mineco, în spatele căreia stau interesele oligarhilor de la Moscova, care au dat șpagă pentru a pune mâna pe rezervele de cupru de la Moldova Nouă. Atunci, după ce omul său de încredere, Iacob Chișărău, a fost arestat în dosarul Moldovin, baronul Brânză Verde a vorbit pentru prima dată într-o conferință de presă despre statul polițienesc care îi ascultă telefoanele. La fel a reacționat Brânză Verde când a fost arestat și Romica Anculia, fostul șef al Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură de la Caraș, cel care fusese și consilier personal al baronului. Anculia a fost condamnat la pușcărie în ianuarie acest an, alături de Iancu Simion, fostul primar de la Oțelul Roșu, alt prieten bun al baronului Brânză Verde, pentru că au furat fonduri europene destinate refacerii pajiștilor din județ. Brânză Verde a declarat presei că Anculia și Simion ar fi fost forțați de procurori să facă declarații împotriva sa. Lista cu penal de la Caraș nu se oprește însă aici, iar Brânză Verde are tot dreptul să se teamă că îi sunt ascultate telefoanele. Să-l vedem pe Ion Borduz. Borduz este finul Ayatollahului Brânză Verde și a fost primar al comunei Fârliug. El a fost condamnat cu suspendare pentru sifonarea unor fonduri europene. Borduz a fost ospătar de profesie în perioada în care l-a cunoscut pe Brânză Verde. Din ospătar, Borduz a ajuns dita mai cadru universitar la Universitatea Eftimie Murgu din Reșița, unde rector este tocmai soția lui Brânză Verde. Acest Borduz a fost acuzat că a șpăguit inclusiv funcționarii Ministerului Dezvoltării, care au venit în comuna Fârliug să verifice proiectul european derulat de primar. Fiul acestui Borduz, Dani Borduz, a fost numit de Brânză Verde în importanta funcție de director al Agenției Județene, care gestionează colectarea deșeurilor din județ. O funcție extrem de importantă din prisma bugetului pe care îl învârte. Pentru că oamenii din jurul său au început să cadă, ca și popicele, Brânză Verde și-a numit fiul șoferului său personal, un anume Marius Andrițoiu, în funcția de șef al importantei direcții de patrimoniu din Consiliul Județean. Prin această direcție se cheltuie milioane de euro destinate reabilitării drumurilor din Caraș. Fiul șoferului l-a schimbat în funcție pe Ianăș Roșeț, șeful absolut al contractelor de asfaltare din județ, care a fost, evident, arestat pentru luare de mită. Dacă acest Roșeț îl va denunța pe Brânză Verde la DNA, tot județul Caraș sare în aer. Roșeț a luat șpagă de la controversatul afacerist reșițean Vasile Armașu, apropiat al liderilor lumii interlope din Banat. În final, o veste bună. Liberalii lui Brânză Verde, care scapă nearestați, pot ocupa funcții importante la București în viitoarea guvernare PNL, cu Iohannis alături. Din câte se vede, acești oameni al lui Brânză Verde știu cum se face politica.